Un tânăr în vârstă de doar 17 ani din Drobeta, Turnu Severin, a reușit într-un timp scurt să facă performanțe la box. Este vorba despre George Borugă, care practică acest sport doar de 2 ani, iar săptămâna trecută a câștigat o medalie de bronz la un concurs internațional numit Open Brașov. George Borugă este un tânăr care face parte din clubul de box din Drobeta Turnu Severin. Acesta a reușit într-un timp scurt să facă performanță și să fie observat de antrenor din lotul național de tineret, fiind selectat pentru europene. Weekendul trecut a câștigat medalia de bronz la un concurs internațional numit Open Brașov, unde au participat 22 de țări. Mă numesc Borugă George, practic boxul de 2 ani jumătate și îmi place foarte mult boxul, ținând cont că vin fiecare zi și mă antrenez cu drag. Bun, am înțeles că ai câștigat o medalie importantă. La ce concurs ai fost și când s-a... Am fost acum o săptămână la turneul Open Brașov 2022, unde au participat peste 20 de țări și am reușit să obțin medalia de bronz după o evoluție foarte bună în decursul concursului. Ce înseamnă acest lucru pentru tine? Această medalie înseamnă pentru mine o motivație foarte mare. Anul trecut am fost medaliat cu bronz și am fost vicecampion național la tineret în primul lui an la această categorie de vârstă. Anul ăsta e a doua. La început de an am început cu o competiție internațională. Au participat circa 22 de țări. A fost o competiție foarte, foarte bună din punct de vedere valoric. Ne-a reprezentat cu succes, a câștigat două meciuri, unul la puncte, unul înainte de limită, cu reprezentantul Ungariei, apoi cu reprezentantul Greciei. În semifinală a pierdut meciul, dar a avut o evoluție extraordinară, s-a ridicat la un nivel valoric extraordinar, a fost observat de către Dorel Simion, antrenorul lotului național de tineret, și o să meargă la lot. Domnul Dorel Simion a zis că și-a făcut o părere foarte bună despre Georgică și o să-l ia la europene. Asta e bucuria noastră cea mai mare. Antrenorul lui George, Gherghescu Sorin, este mândru de elevul său și astfel de rezultate sunt răsplata muncii sale. Acesta spune că secretul performanței este experiența. Înseamnă extraordinar de mult, ca să zic așa, este lucru pentru care muncesc. Muncim și apoi la final trebuie să vină un astfel de moment. Pentru asta muncim de fapt, să scoatem performanță, să scoatem rezultate bune, să ajungă copiii campioni și să ne reprezinte cu succes la nivel mondial, la europene, la mondiale. Evoluția lui a fost foarte bună, este un copil care se dedică extraordinar, muncește foarte mult, este serios la antrenamente, este receptiv și în urma acestor lucruri pe care le-am enumerat vine și rezultatul. Înțeles că aveți o echipă numeroasă, chiar și fete. Spuneți-ne câteva. Antrenez circa 40 de copii, mă bucură enorm lucrul ăsta, nu plătește nimeni, țin să spun, pentru că este un... Gherghescu Sorin are o echipă numeroasă formată atât din băieți cât și din fete. Acesta antrenează doar din pasiune, oferind șansa fiecărui copil sau tânăr care iubește sportul să facă performanță fără a conta situația materială. Antrenez circa 40 de copii, mă bucură enorm lucrul ăsta, nu plătește nimeni, țin să spun, pentru că este un amănunt foarte important, deci îmi place ceea ce fac. Mă bucur că pot să le ofer copiilor din orașul nostru un astfel de lucru, că poate să vină și să se pregătească serios, să nu plătească, pentru că situația nu este tocmai bună la cei mai mulți dintre noi și atunci mă bucur că pot să fac o bucurie. Am înțeles că fetele se ridică la nivelul băieților la box. Da, la nivel național, în ultimul timp, fetele ne-au bucurat cu rezultate foarte bune la nivel mondial, pentru că la nivel național avem fete foarte bune, dar și la nivel mondial au scos rezultate extraordinare, chiar depășind băieții în ultimul timp. Eu pot să spun că am și eu câteva fete,
care anul ăsta participă pentru prima dată la unele dintre ele participă pentru prima dată anul ăsta și sper să facem un rezultat bun. Am 4 fete la această Cupa României care începe mâine. Am venit de la Brașov azi dimineață și mâine dimineață plec la București. Bun, să ne spunem numele complet și funcție. Gherghescu Sorin, antrenor Box Club Drobeta. Toți cei din clubul de box din Drobeta Turnu Severin participă la concursuri importante, întrucât antrenorul lor dorește ca aceștia să prindă experiență. Boxul este cea mai veche și cunoscută formă de arte marțiale din toate timpurile. Cunoscut ca și știință dulce, boxul a fost redefinit și perfecționat constant de-a lungul a sute de ani. Utilizează mișcări ale capului, picioarelor și pumnilor pentru a alcătui un sistem de lovire foarte eficient. Este de asemenea considerat una dintre cele mai eficiente metode de autoapărare.